Adina Risipitu vă prezintă știrile Mondo TV. Bună ziua și bun găsit la știri! Studenții de la Petroșani au răspuns pozitiv apelului de donare de sânge. Primăriile din Valea Jiului pot deveni independente energetic și sute de elevi din județul Hunedoara primesc burse de merit, deși au medii sub 5. Pe larg despre toate acestea, dar și alte informații imediat. Studenții Universității din Petroșani au decis să dea un exemplu și au răspuns pozitiv apelului la donare de sânge. Aceștia au fost prezenți dimineață la Centrul de Transfuzie Sanguină. Campania de donare a sângelui reprezintă o inițiativă a studenților, iar conducerea universității susține că își dorește ca astfel de acțiuni să devină o tradiție. Este un pic mai greu la început să-i conștientizăm de importanța donării de sânge. Este un început care dorim să-l permanentizăm. A fost inițiativa unor colegi mai tineri care au experiență în donarea de sânge și sigur că am căutat ca împreună cu cadre didactice tinere, cu studenții, cu personalul administrativ să începem o asemenea campanie. Astăzi poate mai timid, pentru că mulți studenți nu știu despre ce e vorba, nu sunt conștienți de importanța campaniei, dar eu cred că după ce colegilor care donează astăzi merg și le transmit despre ceea ce au văzut acolo, impresiile și importanța donării, vor veni din ce în ce mai mulți în viitor. Printre studenții îndrăzneți sunt atât tineri care au mai donat sânge, precum și cei care o fac pentru prima oară. O chestie de solidaritate, am mai și donat în trecut, nu e nimic special și mai ales cu timpurile mai grele, cu bolile, cu războaiele, trebuie. Să donez sânge pentru o cauză nobilă, mă simt mândru și totodată fac o faptă bună. Donez pentru prima oară, este drăguț, mă gândesc că o fac, deci dacă pot să o fac, de ce să nu o fac? Nu am nimic de pierdut, așa că ajutăm pe cineva. Am văzut anunțul, am zis, oh, drăguț, pot să fac asta, hai să o facem. Tinerii le recomandă și altor persoane să treacă peste frică, să-și facă timp și să doneze sânge. Normal că aș recomanda o experiență nouă și o experiență care ajută atât de mulți oameni. Aș recomanda, da, cu drag, să vină să doneze sânge. Zilnic sunt necesari sute de litri de sânge, deși o donare poate fi suficientă pentru a salva 3 vieți. În prezent, România se plasează la capătul listei de țări europene atunci când vine vorba de donarea sângelui. Primăriile pot aplica pentru proiecte prin care școlile, spitalele, sediile primăriilor, dar și alte instituții publice ar putea deveni independente energetic. În Valea Jiului, toți primarii au identificat zone în care ar putea fi amplasate parcuri fotovoltaice. Ministerul Energiei lansează un apel de proiecte pentru autoritățile publice locale din Fondul pentru Modernizare pentru sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produse din surse regenerabile pentru autoconsum. Este șansa ca autoritățile locale să-și acopere o parte din consumul de curent. În Valea Jiului, primăriile vor să aplice pentru parcuri de panouri fotovoltaice și aproape fiecare unitate administrativă ar urma să facă asta în spațiile în care cândva erau minele de cărbuni. Ne dorim în jurul gropii de gunoi, avem 3 terenuri pe care dorim să montăm astfel de panouri fotovoltaice pentru energie electrică. La fel cum împreună cu celelalte primării am gândit ca pe Green Line, lângă stația de încărcare, stația de alimentare și garajul de autobuze din Vulcan, din colonia de jos, la fel am dorit acolo ca împreună cu celelalte primării să accesăm fonduri pentru a reduce consumul de energie acolo pe ceea ce înseamnă alimentarea autobuzelor. Numai la Vulcan, costul lunar al facturii de curent trece de 100.000 de lei, pentru că aici funcționează și o telegondolă și bazinul de not didactic. Dar proiect are și primăria Petrila, care reușește să suplinească o parte din consum cu o microhidrocentrală pe Taia, iar factura lunară trece și ea de 70.000 de lei lunar. Cel mai important lucru este faptul că noi avem un proiect pe POI de 400 de kW care ar asigura consumul de energie pentru liceu, primărie și o parte din iluminatul public, pentru că acolo sunt costurile cele mai mari. La momentul ăsta și noi urmărim cu interes ghidul care a fost publicat în dezbatere publică de către Ministerul Energiei, pentru că ne dorim să depunem un nou proiect pentru a construi încă o capacitate de cel puțin 1
sau 1,2 MW, în completare la ceea ce v-am spus că avem pe Poim și sper eu ca maxim o săptămână să semnăm contractul de lucrări. Fiecare primărie are zone pe care le poate transforma în parcuri fotovoltaice, mai ales pe vechile gropi de gunoi, ori pe spațiile unde au fost minele care s-au închis. Bugetul alocat acestui apel de proiect este de 500 de milioane de euro la nivel național, iar valoarea grantului la care poate fi acordat este de maxim 10 milioane de euro pe beneficiar. Regula va fi primul venit, primul servit. Universitatea din Petroșani ar urma să devină partener cu școli superioare din Canada. Reprezentanta Camerei de Comerț de peste ocean a venit la Petroșani și urmează să fie perfectat un acord de colaborare printr-un program Erasmus+. Reprezentanta Camerei de Comerț Româno-Canadiene a ajuns la Universitatea din Petroșani și a explicat că există perspective viabile prin care studenții de aici să facă schimburi cu cei din Canada. Urmărim să ajutăm universitățile românești ca să se înfrățească cu universitățile canadiene pe diverse tematici, pe schimb de studenți, pe schimb de profesori sau chiar și pe proiecte de, am început cu proiecte de IT și în perioada imediat următoare intenționăm să dezvoltăm o colaborare pe proiecte de geotermal. Mai ales că România știu că în perioada aceasta și în perioada următoare e posibil să beneficieze de subvenții din partea Uniunii Europene pentru proiecte de geotermal. Sunt și companii din Canada care și-au exprimat ideea de a colabora, iar președinta Camerei de Comerț Canadiană vorbește despre aplicații practice ce pot fi dezvoltate. Personal știu de asemenea o companie care are un proiect extraordinar, se numește Evor Technology. Este unic în lume, este o sondă cu circuit închis la 2000 de metri care furnizează practic căldură, cred că are o autonomie de 50-60 de ani, dar costă foarte mult, este un proiect pilot pe care dânșii l-au început să-l promoveze în Europa. Eu cred că în primul rând putem dezvolta niște proiecte pe Erasmus+. Așa cum am discutat, sunt universități din Canada care au deja implementat Erasmus+, și atunci este cel mai facil pentru noi, pentru studenții și cadre didactice care vor pleca în Canada și pentru studenții din Canada care vin aici, să facem acest lucru. Noi am mai avut anul acesta o vizită din Canada a unor studenți de la Universitatea din Vancouver, care au stat o săptămână aici, au făcut practică și au făcut experimentări de laborator, au asistat la cursuri și au făcut la final un caiet de practică și un mini proiect. Și iată că se poate. Colaborarea prin Erasmus+ creează premisele unei colaborări viitoare pe diverse proiecte, cum este cel ce folosește energia geotermală ori alte energii regenerabile. Se caută finanțări așa încât studenții de la noi să plece în Canada, iar cei de acolo să vină aici. Deși mai sunt mai puțin de 2 luni până la sfârșitul anului, mai există persoane care nu au reușit să-și achite taxele și impozitele la Petroșani. Cea mai mare problemă este însă când vine vorba de persoanele juridice. Totuși, în general, cetățenii din Petroșani pot fi numiți buni plătitori de taxe și impozite, însă există și câteva sute de persoane datornice. Persoanele fizice sunt cele mai bune platnice, ca în fiecare. Cred că e undeva un procent de 90%. Sunt persoane care nu își plătesc impozitele și taxele până la sfârșitul anului. 10%, cam aproximativ. Statistic vorbind, persoanele care nu au reușit să-și achite dările în primele 10 luni ale anului, cel mai probabil nici nu le vor achita. În acest caz, datornicii vor fi supuși anumitor proceduri. Colegii mei de la serviciul de urmărire le vor trimite somații titluri executorii, iar mai apoi, dacă au venituri, li se face poprire. Încă din perioada pandemică a fost creată o modalitate prin care impozitele și taxele aferente cetățenilor din municipiul Petroșani să fie achitate în mod online. Această modalitate este utilizată și în prezent, în general, pentru a evita înghesuielile și aglomerația. De la an cresc utilizatorii pe platforma de plăți online ghișeu.ro. Ca și în anii precedenți, în municipiul Petroșani o plată mai îngreunată a taxelor și impozitelor vine din partea firmelor. Inflația este considerată drept unul dintre factorii care cauzează neplata din partea companiilor. Cred că undeva la 50%, cred, aproximativ.
Aproximativ 70% din persoanele fizice și puțin peste 30% din cele juridice au reușit să-și achite taxele și impozitele aferente anului 2023 până la data de 31 martie. Astfel, ei au beneficiat de o bonificație de 10%. Conform noilor prevederi, elevii cu medii sub 5 pot primi burse de merit. În județul Hunedoara, aproximativ 200 de elevi se găsesc în această situație. Metodologia aferent acestui an școlar prevede că beneficiază de bursă de merit primii 30% dintre elevii fiecărei clase în ordinea descrescătoare a mediilor anuale sau a mediilor de admitere. Astfel, la nivel național, precum și la nivel județean, persistă cazuri în care școlarii au media sub 5 și totuși au parte de bursă. Într-adevăr, legiuitorul a avut o altă abordare în ce privește acordarea burselor, în special a burselor de merit. Sincer, personal, chiar agrez foarte mult această propunere de a acorda burse la nivelul clasei, pentru că toți copiii merită să fie încurajați și sprijiniți. Ei nu sunt limitați de o medie minimă, o limită de medie, să spun așa. Sigur că nu avem situații la celelalte clase, cu excepția clasei a noua, unde ne uităm la media de admitere. Astfel, înregistrăm un număr de 127 de burse, unde media de admitere este cuprinsă între 4 și 4,99. 37 de burse sunt acordate și mediile sunt între 3 și 3,99 și avem și 10 elevi care beneficiază de bursă, iar media de admitere este cuprinsă între 2 și 2,99. Nu avem medii sub 2. Cam aceasta este situația în acest moment la nivelul județului Hunedoara. Deci, repet, vorbim de elevi de clasa noua, clase de liceu, dar și, bineînțeles, și școală profesională și clasele de dual. Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara consideră că aceste burse pentru elevii cu medii mici i-ar putea motiva în obținerea unor rezultate și performanțe mai mari. Exact, cam acesta este și gândirea noastră și trebuie să le oferim un motiv în plus copiilor să vină la școală și să performeze și o astfel de măsură ar putea să vină în sprijinul lor. Rezultatele le vom vedea în timp. Potrivit datelor furnizate de Ministerul Educației, în prezent în România peste 8.000 de elevi au media sub 5 și beneficiază de burse de merit. Salonul ProInvent de la Cluj a fost acaparat și de invențiile doctoranzilor de la Petroșani. O brățară ce măsoară nivelul de stres, acel burnout, ori o cască cu senzori pentru zonele din subteran sau chiar un braț cu care oamenii își pot recăpăta mobilitatea după accidente, au primit medalia de aur la Cluj. În laboratorul de invenții sunt câțiva doctoranți care încearcă să îmbine tehnologia cu realitatea vremurilor de acum și invențiile lor, la care lucrează și studenții universității, au fost premiate la Cluj. A fost una dintre puținele delegații studențești care au luat medalii de aur și doctoranzii spun că este răsplată pentru sutele de ore de încercări. Este vorba despre un dispozitiv de tip exoschelet destinat brațului drept și poate fi utilizat în diverse terapii de reabilitare a brațului drept în articulația umărului pentru refacerea mișcărilor naturale de flex, extensie, abducție și aducție. Am mers pe ideea că dacă sunt patru grupe principale de mușchi care mișcă brațul în articulația umărului, pot folosi patru cabluri, în acest caz patru sfori de mătase, pentru a realiza mișcarea de circumducție, mișcarea de rotație. Și doctoranzii au găsit modalități de a măsura nivelul de stres de la locul de muncă. Această brățară poate să identifice nivelul sau starea de burnout prin utilizarea a doi senzori de puls și oximetrie. Dispozitivul poate să avertizeze purtătorul dacă se află într-o stare relaxată sau agitat sau poate chiar burnout și ar fi bine să-și ia o pauză. Acest dispozitiv poate să fie să transmită o notificare, să zicem, șefului de echipă, cum că muncitorul X sau Y sunt deja
supra-solicitați în ceea ce fac sau pot să trimit un mesaj, dacă suntem într-o instituție, poate unei echipe medicale. Dar inginerii au creat și dispozitive care transpun piese ori chiar persoane în holograme. Este una din multitudinea de aplicații care pot fi utilizate pentru un sistem de capturare și reproducere a mișcării umane. Cu alte cuvinte, pe acest display o să apară avatare 3D, adică personaje în 3D, care se vor mișca după cum se mișcă un om adevărat. În practică și în realitate, domeniile de aplicație cuprind medicină, pot fi aplicații militare, pot fi aplicații pentru entertainment, pot fi aplicații pentru dezvoltarea altor tehnologii. Toate aceste inovații sunt rezultatul cercetărilor realizate de doctoranți în domeniul ingineria sistemelor coordonați de profesorii universitari Monica Leba, respectiv inginerie și management coordonați de profesorul universitar Andreea Ionică. Juriul salonului ProInvent a acordat 5 medalii de aur și 2 medalii ProInvent proiectelor prezentate de Universitatea din Petroșani, împreună cu un premiu special al Facultății de Inginerie Industrială Robotică și Managementul Producției. Vremea caldă invită animalele din păduri la o baie pe cinste. Bucurie pură au numit-o rangerii și biologii din Parcul Național Retezat. Este vorba despre un cerb care sare și se aruncă într-un ochi de apă aflat în raza unei camere de supraveghere. Imaginile au stârnit admirația celor din mediul online. Este o onoare să vedem comportamentul animalelor sălbatice din Parcul Național Retezat în habitatul lor natural, spune Claudiu Dănău, biolog APNR. Un cerb tânăr a fost surprins în scăldătoare în Parcul Național Retezat de către camerele de monitorizare ale faunei, amplasate în teren de către rangerii Parcului Național Retezat. Misiunea administrației Parcului Național Retezat este de a gestiona și conserva Parcul Național Retezat ca un loc unde natura să-și urmeze cursul firesc, ale cărui valori să fie recunoscute de publicul larg, localnici și oamenii de știință, unde turiștii responsabili sunt bineveniți, iar utilizarea durabilă a resurselor naturale este reglementată, scriu rangerii din parc. Cerbul sare în apă și chiar pare să se simtă bine, încurajat de vremea caldă de la finalul acestei toamne lungi. Pentru că oamenii nu prea au intervenit în zonă, Parcul Național Retezat adăpostește un număr de 55 de specii de mamifere, peste 23% din mamiferele terestre ale Europei. Datorită tuturor valorilor sale naturale, în 2007, Parcul Național Retezat a fost inclus în rețeaua europeană de zone protejate Natura 2000, fiind unul dintre cele 22 de parcuri naționale și naturale administrate de Regia Națională a Pădurilor Rom-Silva. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Mondo TV. Rămâneți în continuare cu informațiile despre vreme. Să aveți un sfârșit de săptămână cât mai bun!